7 sfaturi pentru un somn mai eficient. Știm cu toții cum somnul este baza motivației și a energiei de-a lungul zilei. Somnul este unul dintre cele mai puternice obiceiuri, deoarece ne reglează toate statisticile, toate fluidele din corp și ne ajută să învățăm. Dacă nu dormim, noi nu putem învăța absolut nimic. În timp ce dormim, se întâmplă neuroplasticitatea ce ne ajută să învățăm și să ne intre în cap ce am făcut în ziua respectivă. Am pregătit 7 sfaturi pe care vreau să ți le povestesc ca să îți îmbunătățești somnul pentru a avea o energie mai bună și o motivație mai bună de-a lungul zilei. Primul sfat ar fi să nu te uiți pe telefon cu mai mult de 2 ore înainte de culcare, deoarece lumina telefonului este una rece și ne semnalează creierul, în caz că este prea puternică, că afară este lumină sau că noi ne uităm la soare, ceea ce ne face ca creierul să rămână treaz, nu se poate relaxa și nu poate intra într-o stare de calm. Ideea ar fi să pur și simplu să nu te mai uiți pe telefon, să nu te uiți pe telefon cu 2 ore înainte de culcare. Dacă este chiar nevoie să te uiți pe telefon, poți să dai lumina, să poți să pornești lumina de noapte și să te uiți așa pe el, cu o luminositate mică. Al doilea sfat. Ieși afară imediat după ce te-ai trezit, pentru a vedea lumina soarelui. Chiar dacă pe cer nu este soare și este norat cum este acum, tu tot trebuie să ieși afară, deoarece dacă este lumina afară, e lumina soarelui. Chiar dacă pe soare tu nu-l vezi, nu contează, tot este lumina afară și trebuie să ieși. De preferat ar fi să ieși și înainte să te culci pentru a vedea apusul, deoarece asta semnalează creierului că urmează să fie noapte și trebuie să se odihnească, să intre într-o stare de relaxare. Al treilea sfat. Respiră pe nas în timpul nopții. Eu practic acest lucru prin a-mi lipi gura cu o bucată de scotch sau o bandă adezivă. Cum dorești, doar cumpărăți de la magazin un scotch sau o bandă adezivă, îți lipești gura și pur și simplu culcă de așa. Nu e nicio problemă atâta timp cât ai nasul curat și nu este înfundat, poți să respiri pe nas fără nicio problemă. Și beneficiile acestui sfat sunt faptul că îți va apărea jawline-ul și te vei simți mult mai odihnit după ce ai dormit toată noaptea respirând pe nas. Ora la care te-ai pus în pat nu este același lucru cu ora de culcare. Ora la care tu te bagi în pat este diferită față de orele dormite. Ideea ar fi ca, dacă vrei să ai un somn odihnitor, să te pui cu încă o oră în pat înainte de cum e programul tău. Spre exemplu, dacă tu te culci la 10 și te trezești la 6, ai face bine să intri în pat la 9 ca să poți să începi să te odihnești și să adormi mai devreme. Pentru că tu, dacă te culci la 10, te pui la 10 în pat, de fapt nu adormi la 10 și nu începi să dormi la 10, ci mai degrabă pe la 10 jumate. Deci ai cam pierdut jumătate de oră. Deci minim pe la 9 și jumătate ar trebui să te pui din nou în pat. Încă ceva ce ar trebui să urmezi cu acest sfat este faptul să setezi o rutină consistentă pe care o poți folosi tot timpul. Pur și simplu îți pui o rutină. Eu am, de exemplu, de la 9:30 până la 6:30. Sfat? Obosește-te de-a lungul zilei. Fă exerciții. Cel mai șmecher este să citești înainte să te culci, deoarece adormi mult mai ușor, obosești creierul repede și adormi ușor. Mie îmi place să citesc înainte să dorm, deoarece ce mă ajută să adorm mult mai repede. Nu mânca nimic cu 2 ore înainte de a dormi, deoarece deoarece corpul tău nu se poate relaxa și nu poate intra într-o stare de odihnire. 7-lea sfat. Fă-ți camera mai răcoroasă. Probabil de-a lungul verii camera ta este foarte caldă, asta dacă locuiești într-o zonă sudică a României. Iar dacă camera ta este răcoroasă de-a lungul nopții, ești un norocos, pentru că pentru mulți bucureșteni asta e foarte greu de îndeplinit.
Însă, cel mai bine ca să dormi este faptul să ai, este să ai o cameră cât de cât răcoroasă și foarte întunecată. Ideea este să ai o temperatură între 19 și 21 de grade, să fie cât mai beznă în camera ta și să te bagi în pat, să te pui să citești la o lumină mică și adormi pur și simplu. Este foarte simplu să implementezi asta la în fiecare noapte, să-ți setezi o rutină la care vrei să te pui în pat și o rutină la care să te trezești din pat, exact aceeași în fiecare zi. Aerul condiționat, ca să răcești, poți să dai drumul la geam, găsești o soluție. Mie îmi place să dau drumul la geam pentru că n-am aer condiționat sau un ventilator. Dacă înveți și crezi că mai poți să înveți de la mine, te aștept pe serverul meu de Discord unde poți să-mi scrii problemele tale și o să te pot ajuta sau putem merge chiar pe un apel video. Dacă vrei să mai vezi videoclipuri de la un YouTuber neconvențional ca și mine, te invit să dai un subscribe pentru a mă mai vedea pe homepage-ul tău. Va fi un câștig pentru amândoi. Și ultimul, dar nu cel din urmă, îți mulțumesc pentru interesul tău.